Salutare și bine ați venit la un nou clip, ca să știți, am început un alt campionat, că ăla s-a terminat, pe care l-ați văzut înainte, acum suntem pe locul întâi în campionat după 7 etape și în restul mergem bine, pe celălalt l-am pierdut, adică a fost dezastru ce s-a întâmplat, nu ne-am calificat la campionatul mondial, asta e clar, fiindcă altfel de acolo ar fi urmat clip. Trebuie să joc eu și să începem un nou, fiindcă nu mai avea sens să continuăm. Așa că dați voi acolo un like și abonați-vă la canal. Și sperăm că acum să reușim să câștigăm restul meciurilor și de ce nu să mergem la campionatul mondial. Și acum am înțeles și eu că chiar dacă câștigi Champions League-ul sau cupa asta, dai-mă în cap unde jucăm acum cu Napoli, că nu e meci în campionat, da? Corect? Tot nu ajungi la campionatul mondial, tot trebuie să câștigi campionatul obligatoriu. Obligatoriu și era să luăm gol. Ne-am apărat foarte bine. Ați văzut că Grigore are cartonaș roșu. Fiindcă știți cum dă DLS-ul cartonașele roșii. Aiurea. Aici nu era fault, dacă făceam eu intervenția, era fault. Să știți că e din ce în ce mai greu de jucat cu jucători de ăsta cu over midus, cum joc eu, fiindcă uneori chiar se vede o diferență foarte mare. Adică am jucat un match în Champions League, al treilea match din grupă, noi deja eram calificați cu jucătorii noștri buni, cu Firmino, cu ăștia, și s-a văzut clar, adică a fost o victorie clară. De asta zic că se vede că mai avem, adică Firmino, cum a intrat pe teren, cum a dat vreo 3 goluri în 30 de minute. Și noi ne chinim să marcăm un gol pe meci. Destul de nasol. Poate nici nu mai joc ca lume, habar n-am, dar acum a reușit să marcăm 34 prin Florin Andone. În restul meciilor din campionat, știți că am dat gol destul de repede, adică dădeam gol pe minutul 10 și după nu prea avem posesie. Aici mi se pare mie că greșim foarte mult, alergăm prea mult după minge. Adică adversarul o plimbă și așa și noi avem 2-3 ocazii pe meci, dacă marcăm bine, dacă nu marcăm, am pierdut puncte sau meciul. Din păcate a trebuit și noi să facem mai multă posesie, doar că nu prea avem cuțin. Și ajungem undeva aici și normal că ne grăbim să o dăm la atacanți, acum au face mai multă posesie, dar dacă nu, da, pasă, nu pasă neapărat, că e vina mea că am pasat-o prost, dar na. Nu a fost vina jucătorului, dar trecem peste, hai că peste, dacă trecem peste și ne focusăm aici pe repriza a doua, unde să sperăm că nu o să luăm gol. Offside, un arbitru? Nu? Ah. Ne scoate Radu, foarte bine. Sper să nu ajungem la prelungire, asta e dorința mea. Am câștigat, mi se pare, Champions League-ul sezonul trecut, mă rog, pe care nu l-ați văzut și nici nu o să-l vedeți, la prelungire sau ceva genul, sau cred că am dat la penaltiuri de vreo 14-15 ori până am câștigat, am dat și cu portarul și cu toată lumea, am bătut acolo penalti. Manolas a recuperat foarte bine acolo mingea mai departe către Zielinski, Insigne, combină foarte bine și de la Napoli, doar că Maxim acolo a interceptat mingea, dar Andone o pierde imediat. Din păcate, de asta zic că nu reușim să păstrăm posesia mingii mai mult timp și cred că aici pierdem noi, nu neapărat meciul, dar aici pierdem punctele, fiindcă chiar dacă dăm gol și după alergăm după minge, e degeaba. Că 100% ne mai luăm unul, că nu suntem, n-avem jucători buni sau chestii de genul. Și Andone reușește să facă 2-0. Nu vă zic, deci Andone dintr-o poziție ca asta, similară, a dat-o pe lângă poartă, dar bine de rău pe lângă poartă, nu așa milimetri sau ceva. Din fața porții a dat-o pe lângă poartă mult de tot. E bine că am reușit să marcăm. Al doilea gol și cred că calificarea este deja asigurată, doar că o victorie era mai importantă în campionat. Dacă în campionat ne chinuim și în cupele astea, văd că ne descurcăm destul de bine.
Mai sunt vreo 15 minute cu tot, cu prelungiri, mă rog, minute de joc. Asta înseamnă, cred că, vreun minut de clip, cred eu. Vedem. Da, am crezut că am uitat să dau play la pauză. Mertens intră în careu, Mertens pregătește centrarea, doar că Radu prinde, a fost un șut foarte slab. Chiar dacă au luat două goluri cei de la Napoli, s-au apărat destul de bine. Adică noi cred că am avut două faze periculoase, s-au apărat foarte bine. Și câștigăm cu 2 la 0, mergem mai departe în sfertul, cred. Andone, omul meciului, dacă a dat două goluri, normal că el e omul meciului, da? Posesia foarte slabă, vedeți, am avut două șuturi, două goluri. Și că mai departe cu Barcelona, puteam pica cu Saint-Étienne sau cu AC Milan, erau și chiar și cu Lazio, erau echipe mult mai accesibile, doar că asta este. Dacă ne pică vreun român, nu. No. Deci, un campionat întreg nu ne-a picat nici măcar un român. Deci, nici măcar unul. Avem meci cu Barça și în campionat, așa că cam asta a fost clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați acolo un like, abonați-vă la canal și până pe data viitoare, toate cele bune, pa, pa!